Bună ziua! Mă numesc Daniela Efrem, iar tema de astăzi este de la hârtia de scris la triunghiuri asemenea. Dimensiunile internaționale ale hârtiei de scris se bazează pe proprietatea 1 radical din 2 radical din 2 egal cu 2. 2 hârtii A4 fac una 3 și au raportul dintre lungimile laturilor același. În schimb, dacă nu avem A3, lipim 2 A4. Dacă nu avem A5, tăiem, pliem un A4. Dimensiunile pentru foaia A4 sunt lățimea 210 mm și lungimea 210 o radical din 2, aproximativ 297 mm. Area suprafeței foii A4 este 210 ori 297, adică 62.370 mm pătrați, aproximativ 0,0624 metri pătrați. Dimensiunile pentru foaia A3 sunt lungimea 2 ori 210 mm și lățimea 210 ori radical din 2, adică aproximativ 297 mm. Area suprafeții foii A3 este 420 ori 297, adică 124.740 mm pătrați. Transformăm în metri pătrați și obținem 0, aproximativ 0,125 metri pătrați. Area ABEF, adică a unei foi A4, supra area lui ACDF, adică a unei foi A3, este egal cu 210 ori 297 supra 420 ori 297. Simplificăm 210 cu 420 și obținem 1 supra 2. AB supra BE este egal cu 1 supra radical din 2. Raționalizăm și obținem radical din 2 supra 2. AF supra AC este egal cu 210 ori radical din 2, totul supra 2 ori 210, adică radical din 2 supra 2. Am obținut că AB supra BE este egal cu AF supra AC și egal cu radical din 2 supra 2, adică area lui ABEF supra area lui ACDF este egal cu pătratul raportului de asemănare, adică radical din 2 supra 2 la pătrat, ceea ce ne dă 2 supra 4 prin simplificare 1 supra 2. Voia de hârtie A0 are dimensiunile 841 mm pe 1189 mm și area suprafeței sale este de 1 metru pătrat. În tabel avem hârtii începând de la A0 până la A10 cu dimensiunile exprimate în milimetri și area suprafeței. Pentru a obține din A0 o foaie A1, pliem odată foaia A0. Pentru a obține din A0 o foaie A3, pliem de 3 ori foaia A0. Raportul ariilor celor două foi A este aria lui A0 supra aria lui A3 este egal cu 1 supra 2 ori 1 supra 2 ori 1 supra 2, adică 1 supra 8, deci este 0,125. Dacă în urma prelucrării unei imagini raportul dimensiunilor inițiale este egal cu raportul dimensiunilor imaginii obținute, atunci cele două imagini sunt asemenea. Avem AD supra A1 de 1 egal cu 2 și AB supra A1B1 egal cu 2. Vrem să transformăm imaginea astfel încât înălțimea acesteia să fie de 3 cm. Cât trebuie să fie lățimea? Scara transformării este 3 supra 8 ori 100%, adică 37,5%. Dimensiunea este de 3 supra 8 ori 10, adică 3,75 cm. Avem în imagine două cercuri cu raze diferite în care se găsesc două imagini. Dacă micșorăm prima imagine,
Într-un anumit raport se obține cea de-a doua figură. Figurile sunt asemenea. Se consideră triunghiul ABC și triunghiul A1B1C1 cu dimensiunile din figurile de mai jos. Constatăm prin măsurare că unghiul B este congruent cu unghiul B1, unghiul C congruent cu unghiul C1 și raportul AB supra A1B1 egal cu AC supra A1C1 egal cu BC supra B1C1 și este egal cu 1 supra 2. Spunem că cele două triunghiuri sunt asemenea. Triunghiul ABC are AB egal cu 3 cm, unghiul A egal cu 90 de grade și AC egal cu 4 cm. Aplicăm teorema lui Pitagora și obținem că BC pătrat este egal cu AB pătrat plus AC pătrat, adică BC pătrat este egal cu 3 la a doua plus 4 la a doua, 9 plus 16, adică radical din BC este radical din 25, adică 5 cm. În triunghiul A1B1C1 avem unghiul A de 90 de grade, A1B1 egal cu 6 cm și A1C1 egal cu 8 cm. Aplicând din nou teorema lui Pitagora, obținem că B1C1 la pătrat egal cu A1B1 la pătrat plus A1C1 la pătrat, adică 6 la pătrat plus 8 la pătrat, 36 plus 64. B1C1 este radical din 100, adică egal cu 10 cm. Două triunghiuri sunt asemenea dacă unghiurile corespunzătoare sunt congruente și laturile corespunzătoare sunt proporționale. Notăm asemănarea dintre două triunghiuri cu simbolul și se citește asemenea. Avem triunghiul ABC asemenea cu triunghiul DEF. Unghiul A este congruent cu unghiul D. Unghiul B este congruent cu unghiul E și unghiul C este congruent cu unghiul F. Avem raportul AB supra DE este egal cu AC supra DF egal cu BC supra EF. Programul de vizualizare a fotografiilor de pe calculator permite rotirea fotografiilor. Se obține o fotografie asemănătoare cu fotografia inițială, dar așezată în poziția dorită. Dacă fotografia inițială are înălțimea de 6 cm și lățimea de 8 cm, ce dimensiuni va avea imaginea rotită cu 90 de grade spre dreapta? Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!